Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi sper să se audă bine. Vin în fața dumneavoastră cu acest model de șnur, un șnuruleț cu aceste colțișoare. Este folosit de doamnele care lucrează mileuri de macrame. La cererea acestor doamne care sunt începătoare, vom realiza acest șnur. Vom folosi firul de bumba, bineînțeles, și eu voi folosi croșetul cu numărul 1,05 mm. Deci e croșetul cu numărul 1, practic. Voi face un ordonanț de început și în câțiva pași foarte simpli și foarte ușori veți vedea că reușiți să realizați acest șnur. Voi face un ordonanț pentru început. Voi continua cu alte trei ochiuri de lanț, firul pe croșet. Voi intra în corespondența primului ochi de lanț și voi face un picioruș dublu, firul pe croșet. Voi lucra cel de-al doilea picioruș dublu. Două ochiuri de lanț de separare. Veți vedea, modelul este extrem de simplu. Și luând firul pe croșet, mă întorc din nou în corespondența primului ochi de lanț și în interiorul acestuia voi repeta cele trei piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. Voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet și voi întoarce lucrul. Întoarcem în modul acesta. Vom intra în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra un picioruș dublu, cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea picioruș dublu, două ochiuri de lanț de separare, urmate de alte trei piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1, 2 și cel de-al treilea. În continuare, voi face din nou cele trei ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Firul pe croșet și voi întoarce din nou lucrul. Și din nou, în corespondența spațiului format în cele două ochiuri de lanț, voi lucra trei piciorușe duble, cel de-al treilea, acum, două ochiuri de lanț de separare, urmat de alte trei piciorușe duble. 1, 2 și cel de-al treilea. Apoi în continuare din nou cele trei ochiuri de lanț cu care ne vom ridica sus firul pe croșet și vom repeta. În felul acesta vom obține șnurul dorit de doamne și după cum vedeți nimic nu este greu. Voi continua acum din nou cu cele trei piciorușe duble, cea de-a doua serie de trei piciorușe duble, în corespondența celuiași spațiu. Trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3 și în felul acesta vom continua. Deci acesta este șnurul. Sper că doamnele care doresc să lucreze să fie prezente și eu vă doresc un lucru. Și o zi minunată. La revedere, vă salută Tatiana.